Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă voi face turul setup-ului. Trebuia să fi pus acum ceva un studio de gaming pe green screen ca să pară că sunt băiat de bani gata, cum zicea un psihopat pe internet. Oricum, hai să vă prezint setup-ul. Și vom începe cu scaunul meu extrem de descârțitor. Îl auziți tot timpul pe live-uri. Mi-am pus pe el și chitara să se vadă. Chit că nu ține de gaming, tot am vrut să o pun aici să se vadă, pentru că na, v-am mai făcut videoclipuri cu ea, o să vă mai fac. Nu prea m-am mai axat pe ea, n-am mai cântat de ceva timp, n-am avut nici timp. Bine, mai mult am avut lipsă de chef, dar asta e cu tot o altă parte. Aici e un suport de chitară, dar e pentru acustică, nu pentru de-asta electrică, că e... Din păcate e mult prea grea pentru suportul ăla, ar fi arătat mișto așa pe perete. Da, când am vrut să pun chitara, aproape că aici stai în perete cu totul și așa se clătine o grămadă. Green screen-ul, care este așa frumos pe o rolă, de pot să-l trag de aici, să-l ridic, să-l cobor, dar las așa. Aici am două caiete, unul dintre ele este gol și pe ăsta altul am scris la școala de șoferi, că na, eu am fost la toate orele de legislație. Elev conștiincios, ce să mai da. Cred că cu toți elevii am avut câte o pagină de asta că nu ne scria pixul. Probabil că vă întrebați, de ce dracu am pus două caiete? Ei bine, astea sunt frână pentru scaun, astfel încât să se oprească în, caiete scaunul, să nu mă frec cu spătarul de green screen. Le-am pus dinainte să-mi iau green screen-ul ca să nu zgârii peretele. E, acum nu trebuie să zgârii green screen-ul, care de fapt e un perete verde. Bun, cam atâta cu scaunul, două sticle de bere acolo, alea sunt din donațiile voastre. Hai să trecem acum și la birou. Să vedem ce avem pe birou. În primul rând aici una bucată coș de gunoi. După aia halba de Heineken din care beau mereu apă pe live-uri. Trebuie să o duc la spălat. Așa, cam atâta scot eu din banii de YouTube. Bateria externă pe care o iau cu mine când fac cât un vlog ceva. Un pistol pentru că trebuie. Căștile la care le-am făcut unboxing recent. Așa, pistolul am arătat, boxele, trepiedul pe care, bineînțeles, l-am folosit mai mereu în vloguri. Se face cam de un metru și ceva când îndelungesc cu totul. Trebuia să-i fac un review ceva, un unboxing când mi l-am cumpărat. Și îmi place că are și un, la mine aici zice boloboc, nu știu dacă e corect termenul de boloboc. E din ăsta, de-ți arată dacă e pus drept sau nu. Acum văd că e pus într-o parte. Hai, se învârte așa, se învârte, se mișcă, bun. Deci, cum spuneam, trepiedul, cuțitul ăsta, o imitație de Shadow Dagger pe care o folosesc la unboxing-uri, așa. Vechiul meu telefon, Huawei-ul ăla, cu sticla spartă pe spate de se vedea, s-au și pus praful pe el, de se vedea cu niște pete imaginea, măcar acum, na. Am și eu telefonul ăsta care filmează bine. Se vede cum mi s-a jupuit aici biroul la cât am pus mâna și farfuriile pe el. Microfonul care e sculă de bascul, adică am dat 300 și ceva de lei pe el. Este de la Trustone Emita Plus și e bun. Teoretic nu trebuia să pun ambele filtre. Puteam să-l las ori pe ăsta, ori doar pe ăsta. Dar eu le-am pus pe amândouă ca să se audă mai puțin scaunul care scârție. Caloriferul care mi oferă mie căldură, lumina cu webcam-ul meu pus aici, tot de la Trust. Deci dacă vreți să aveți echipamente cât de cât ok, o lumină la 50 de lei, o cameră la 100 de lei, microfonul ăsta l-am luat, m-a costat mult că e de ăsta așa cu braț și pe USB, mi-au mai dat un mini trepied în caz că plec undeva, două cabluri, în fine, pe partea audio, dacă vreți să vă apucați de YouTube, un microfon la 100 de lei e mai mult decât suficient, cum era la vechea meu, care acum s-a ieftinit. Să trecem și la monitorul meu. După cum vedeți, am aici o poză cu Bahoi, pe lângă wallpaper-ul meu cu Vadim Tudor. 25 de inci, un LG, modelul, am uitat cum se cheamă, tot așa ceva cu 25, are o rezoluție mare de 21:9, o rezoluție de 2560x1080. I se mai zice și 2K la rezoluția asta. E bun monitorul, nu e din ăla de într-o parte mai luminos, într-o parte mai întunecat. Se vede la fel de peste tot. Acum na, e cum se reflectă lumina pe filmare. Ce îmi place este că atunci când e oprit, hai să vă arăt, ia să-l opresc un pic.
Îmi place că gen așa oprit este mai, mai mat așa, nu este lucios, astfel încât ați pățit și voi să vă bată lumina în monitor, să fiți nevoi să puneți un, un cearceaf pe geam. În fine, cam asta ar fi despre monitorul meu. Am dat 500 de lei acum vreo 4 ani de Black Friday, pe vremea când Black Friday-ul chiar era Black Friday. Acum costă în jur de vreo 800-900 de lei. Să trecem și la ce avem sub birou. Cablul meu de la încărcătorul de la telefon, stația, subwooferul, cum dracu-i s-o spune, chestia asta de la boxe pe care o folosesc foarte rar, sunt marca Delux, deci da, sunt ceva de-a dreptul luxoase, dacă putem spune așa. Sunt vechi de o căruță de ani, de seamă cu mine, mai bătrâne ca majoritatea dintre voi. Aici avem unitatea. Carcasă Seriux, o carcasă din aia ieftină să și-o poată permite orice sărac ca mine. Mi-am pus și eu un sticker de la GXT de când mi-am luat microfonul, cred că e. Ori de la microfonul, de la webcam e. Ce-mi place mie la carcasa asta, ca să vă dați seama ce boomer sunt și eu, deschidem frumos ușița asta și avem aici, ia uitați, știți ce asta? Cred că majoritatea nu mai aveți așa ceva, ia uitați. Bam! Am de asta, am CD-ROM. Eu încă am CD-ROM în 2022. E veche rău și chestia asta, am zis hai să o păstrez în caz de orice. Na, poate ai un CD-ul mai vechi cu niște poze de pe undeva și vrei să le folosești. Mufa asta e goală, n-are nimic în ea. Hai să mă fac de râs și cu cable managementul. Hai să vă duc aici, ia uitați aici câte mațe atârnate am eu. Eu mai bag din ele pe sub covor. Da, să-mi fie rușine, am foarte multe mațe atârnate pe aici. Dar măcar, cum stau la birou, nici nu se observă. Bine, dacă bag așa de sub, da. Din fericire, nu prea am pățit să le iau în picioare. Acum mi-am dat seama că trebuia să fi băgat și pisica ca să o puneam pe aia să stea pe scaun. Na, ar fi prins mai bine la videoclip. Și rămăsesem la cable management, la adunătura asta de mațe pe aici. Aici ar fi spate la boxe și aici este prelungitorul care am monitorul, încărcătorul de la telefon și unitatea și mai pot să bag în priză fie boxele, fie subwooferul la mine, amplificatorul de la chitară. Și aici mai am o chestie pe care aș vrea să vă arăt. Da, s-a bulit și era foarte importantă. Asta era tot așa o piesă de rezistență. Din păcate i s-au cam dus zilele, nici n-am dat mult pe el, doar vreo 200 și ceva, dar și-a făcut treaba. Acesta este un UPS, un UPS, sau cum îi mai ziceam eu, amplificator de tensiune. Ca idee, aparatul ăsta este pe post de prelungitor, care are aici două ștechere, două prize, sunt și cu 3 și cu 4, na, depinde de preț, mufe de-astea de ND, uite ce pui aici, fax, aici pui un cablu și e ca cel de imprimantă, mufa asta e și pe partea cealaltă USB dacă ai ceva de încărcat. Și în interior are o baterie, cred că undeva cam așa e bateria, e cam ca o baterie de scooter. Ideea e în felul următor, îți arată pe ecranul ăsta curentul care țin, curentul de la priză și cel pe care ți-l dă la calculator. De asta are și două de-astea, una pentru monitor și una pentru unitate. Și cum spuneam, îți arată curentul care îți vine pe priză, care supristor e un curent peste medie ce vine la mine, e cam mare, și curentul care îl duce, pe care îl duce mai departe, și bineînțeles bateria pe care o ai. Și pe lângă faptul că mă salvează când se ia curentul și funcționează pe curentul din bateria ăstuia, oricum era cam mic, doar de 360 de W, o să iau unul de 1000 să fiu sigur că ajunge. Deci cum spuneam, pe lângă care bateria în el care m-a salvat de atâtea ori când s-a luat curentul, dacă trăznește vreun fulger pe stâlp și vine tensiunea mare sau vine curentul foarte prost, am vreun scurt circuit prin casă, nu mi se arde calculatorul că pleacă ăsta, începe să-ți bipăie și merge tot așa, cum spuneam, pe curentul din baterie și ți-a salvat calculatorul. A fost foarte util și cum îmi schimb calculatorul, o să-mi iau unul de 1000 cu vreo 3-4 prize, ca să pot să bag în priză tot ce vreau. Și cam ăsta ar fi setup-ul meu. E un setup de, din nu știu cât să, ca cât ar valora. Chitara cu amplificator cu toate accesoriile undeva pe la vreo 200 de euro. Webcam-ul, ring light-ul, microfonul și green screen-ul vreo 1000 de lei. Microfonul ăsta,
Monitorul, cum am spus, am dat 500 de lei de Black Friday, trepiedul vreo, habar n-a, mai 50 de lei, 60 de lei s-o mai fi ieftinit și el. Căștile am dat parcă 80, dar mi-au apărut reclame că s-au ieftinit și ele, din păcate, deci nu mai cumpăr nimic din magazine, că sunt mult mai scumpe ca cele de pe net. Așa, unitatea am dat pe ea, pe RAM, procesor, placă de bază și sursă vreo 2000 de lei, cam așa, când mi-am luat-o, după pe hard disk și placă video încă vreo 1000, dar astea sunt treburi în 2016-17, deci sau s-au mai fi devalorizat, sau poate și-au păstrat prețul că s-au scumpit plăcile video. Nătângul de mine a uitat să vă prezinte mouse-ul și tastatura. Țineți minte că am făcut eu odată un unboxing la un kit de gaming de la Miria, o mare mizerie ce am cumpărat eu, din kitul ăla care era cât era, mai rămas doar tastatura și mocheta asta. Da, se vede cât s-a ajut. Uite aici biroul la asta cu cotul. Îl am de când eram mic. Deci, cum spuneam, din vechiul ăsta de la kit de gaming de la Miria, doar atât mi-a rămas. Tastatura care, sincer, mai mult de 20 de lei nu face. Nu mai cumpărați Miria. Ăsta, mai aveam niște căști care s-au dus dracu, mouse-ul vechi care s-a dus dracu și ăla în mijlocul meciului de Valorant. Hai să vă prezint mouse-ul ăsta, care e un mouse destul de scump, 16400 DPI, un mouse cu 9 butoane, nu știu dacă cu tot cu ăsta, nu, fără ăsta, stau, da, fără ăsta de setting 9 butoane, stați să văd, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da, 9 butoane fără ăsta de aici. Îmi place că nici nu se aprinde, sau abadas, se vede puțin ăsta verde. Da, eu mouse mișto de la Red Dragon, am dat 110 lei pe el, dar își face treaba, adică oricum se vede, se simte la mână că este într-un material bun, pentru că nu se face grăsimea aia. Ați pățit să aveți, uite, se face foarte puțină cum e aici, ați pățit să aveți un mouse de la ieftin și după 2-3 zile de jucare se pune așa o grăsime pe margine, pe astea, se ia grăsimea aia de pe degete, e, pe ăsta nu se ia, deci e dintr-un material bun. Și pe lângă asta mai am și aici greutăți, gen niște biluțe, niște chestii ca să fie mouse-ul mai greu sau mai ușor în funcție de cum îmi place mie să mă joc. Da, e bun, l-am luat pe fir pentru că mouse-ul pe fir e cel mai bun, nu-mi place să umblu cu 50 de baterii după mine. Bine, sunt acum mouse-uri care probabil... pe care le pui la încărcat, însă, lasă, momentan e bun ăsta. Pe ăsta l-am găsit în Flanco, în Slobozia, l-am luat pe ăsta și o să-l țin până se duce dracu. Cum dracu să uit să zic de mouse de tastatură, că majoritatea sunteți furioși, da. Deci, am zis, chitara 200 de euro cu accesorii, monitorul 500 de lei, lumină, microfon, webcam, green screen 1000 de lei, carcasa vreo... cred că vreo 2500 de lei mai valorează acum, o am de mult. Boxele, abarna cât costă, că sunt niște antichități. Așa. Ăla, UPS-ul, stabilizatorul, tensiometrul, era vreo 2-300 de lei, dar o să cumpăr unul pe la 5-600 când schimb calculatorul. Să mă salveze ăla de toate penele de curent care sunt pe aici, prin zonă. Kitul ăla de gaming era 120 de lei și o săptămână mai târziu mi-apare reducere, anunț cu reducere de 50%. Căștile la fel, le-am văzut și pe astea reduse pe net, deci lasă să le fie bine în marțul de la Flanco și de la Altex. O să cumpăr doar de pe internet de acum înainte. Ce-ar mai fi așa? Mouse 110 și faceți voi calculul. Acum aștept notele voastre, că tot v-am dat sute de note pe live-uri, aștept să-mi dați și voi notă setup-ului meu. Cam ăsta a fost turul setup-ului, din nou, vă mulțumesc pentru... 30.000 de abonați, este o adevărată onoare să am și eu o sumă rotundă de abonați. Apăsați pe clopoțel pentru că vor veni videoclipuri noi, live-uri mai diferite, o să încerc să diversific contentul cât mai mult, dar mă voi baza mult pe live-uri, deoarece vine acum vara, poate se ieftinește și benzina, cine știe, și vom merge prin diferite locuri pe aici, prin sudul arid al țării, poate și pe la munte, pe la mare, mai facem un vlog pe acolo, măcar așa mai scot și eu din, măcar rovinieta s-o scot, măcar atât. Bun, cam ăsta a fost și videoclipul, aștept notele pe care mi le-ați da, mi le dați la al meu setup, pe ce criterii vreau să dați cât mai detaliat, sigur o să mă depunctați mult la
cable managementul ăla, bațele alea de leamă, eu întinse. În fine, hai, ne vom auzi pe data viitoare. Ciao les tuturor!